toată lumea ne întreabă cum a fost, cum a fost. A fost extrem de greu, extrem de... ieșit din comun, deci parcă de la ediție la ediție competiția este mult mai acerbă și toată lumea dorește să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Ce poate fi mai frumos decât să ai familia și prietenii lângă tine? Că întotdeauna și la bine și la rău ei te vor susține necondiționat. După cum știți, canotajul încheie această ediție a Jocurilor Olimpice Tokyo 2020 pe locul 4 pe națiuni. Suntem pe locul 2 în Europa după Olanda și pe plan mondial suntem după Australia și Noua Zeelandă. Eu aș vrea astăzi, că așa simt și întotdeauna am făcut ceea ce am simțit și astăzi simt că sunt datoare să mulțumesc. Să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi, să mulțumesc sportivilor în egală măsură. I-am felicitat, dar de mulțumit nu i-am mulțumit. Ancuța, Simona, Cosmin, Marius, Ciprian, unde sunteți? Unde v-ați respirat? Mugurel, Mihăiță, am mai scăpat pe cineva? Mulțumesc din suflet că ne-ați făcut mândri că suntem români. Iar eu n-am mai trăit așa o bucurie din 2004, de când am ieșit campioană olimpică. Nu vă imaginați ce a fost în echipa noastră când sportivii noștri concurau, iar pe mal era o altă competiție care să strige și să susțină mai tare. În egală măsură vreau să-i felicit și pe cei care nu au urcat pe nicio treaptă a podiumului. Asta nu înseamnă că nu au valoare, ci pur și simplu n-a fost ziua lor norocoasă. Și aici mă refer la categoria ușoară și echipajul de 8+1 feminin. Dar cu siguranță să credeți că Parisul este mult mai aproape și împreună vom face tot ce ține de noi ca aceste echipaje și mai ales barca Fanion, pentru că toată lumea a suferit, optul n-a luat medalie. Da, optul s-a întrecut pe el, a făcut record mondial și olimpic și probabil că acest rezultat le-a speriat peste măsură. Fiecare cursă pe care am tras-o la jocuri a fost foarte grea, dar pot spune că fac o echipă extraordinară cu Ancuța. Reușim să stăpânim fiecare emoție, pozitivă sau negativă, și ne facem treaba extraordinară împreună. Rezultatul a fost încununarea muncii și suntem foarte fericite pentru că am reușit să urcăm pe această treaptă și să reprezentăm România pe cel mai înalt nivel. Îmi doresc ca pe viitor să facem echipă la fel de bună. Suntem mândri că am reprezentat România, suntem mândri că am urcat drapelul României pe cel mai înalt catarg, suntem mândri că și bucuroși că v-am făcut fericiți, chiar dacă v-ați trezit la 3 dimineața și ne-ați urmărit cu sufletul la gură. Noi am simțit toată energia și ne-a dat pulsul de încredere pentru finală. Aș vrea să încep prin a spune că încă nu ne-am trezit din vis, încă nu ne știm dacă avem medalia, nu avem, cel puțin din punctul meu de vedere. Atârnă greu, da, dacă o ții o zi întreagă la gât, s-ar putea să ai ceva probleme. Am făcut o cursă, spun eu, cea mai bună din cariera de sportiv. Da, știu, am primit multe mesaje că dacă mai erau 10 metri, ghișați campioni olimpici. Așa vreau Dumnezeu, cursa are 2000 de metri, nu putem face mai mult. Dacă era și invers, se spunea că mai aveați 10 metri, luați bătaie. Deci, suntem mulțumiți oricum. Avem medalia la gât, suntem fericiți după 29 de ani sau cât sunt. Suntem foarte fericiți, nu știu, extrem de fericiți că am câștigat această medalie după 29 de ani,
chiar de în anul de când m-am născut eu a fost ultima medalie și mă bucur că noi am reușit, noi, echipa de canotaj masculină, și îmi place să spun că chiar dacă avem medaliile de argint, noi suntem băieții de aur cu medalii de argint.